Bună dimineața și bun găsit la Pixelul Albastru. Începem o nouă ediție, așa, de 1 octombrie, chiar luni, s-a nimerit 1 octombrie, luni, început de lună, la început de săptămână. E foarte bine din punctul meu de vedere. Sunt foarte, foarte multe lucruri ce au venit atât de vineri cât și din weekend, pe care le vom discuta, mă rog, cât ne va permite timpul, pentru că nu vom reuși cu siguranță să le abordăm chiar pe toate. Astăzi, dacă vreți, ca un început de emisiune, trebuie să vă precizez faptul că, și vă spun imediat, sunt foarte multe evenimente la nivelul acestei zile, să spun, la nivel național și internațional. Avem așa: Ziua Internațională a Medicului, Ziua Internațională a Muncii, Ziua Internațională a Persoanelor în Vârstă, Ziua Mondială a Arhitecturii și Ziua Scafandrului Român. Sunt de sărbători incluse în această zi. Bine, nu mai vă spun că mai au și vreo 3 state care își serbează ziua astăzi de 1 octombrie. Bine, haideți să începem subiectele pășcănene de astăzi. Bine, nu chiar subiectele gen cum sunt cel care l-am găsit astăzi pe ziarul de Pașcan, și cu toate astea am zis că, băi, eu nu prezint așa ceva, dar mi se pare de-a drept amuzant. Ei au luat o razna și colegul nostru de la ziarul de Pașcan. Atenție, ce articol extraordinar a postat, exclusiv: fostul primar din Pașcani la o cafea în Palace Mall. Vezi cu cine a stat la masă. Asta e pe modelul... Nu, mai bine nu spun pe ce model e, pentru că nu vreau să supăr pe nimeni. În fine, a început, văd că se promoveze și presa asta de cancan. Acum chiar nu știu pe ce pășcăneană îl doare capul că a fost fostul primar Crăciunescu la o cafea în Palace Mall și mai ales cu cine a stat la masă. Pe cine doare capul chestia asta, nu pot să îmi explic. Bine, haideți totuși să luăm și un subiect mai normal. E un articol pe care eu m-am amuzat alături de colegii mei destul de tare, pentru că cine stabilește prețul la gunoi, credeți dumneavoastră, în momentul în care acesta este ridicat de cei de la Ecosalubritatea? Nu ați ghicit. Este vorba de șofer. Șoferul de la Ecosalubritatea are el un ochi. Are ochiul stâng sau ochiul drept, îl are format pe cantitatea de gunoi și se uită așa, scanează gunoiul și îți spune exact câți bani trebuie să dai. Probabil că îți scoate și factură pe undeva, are într-un buzunar, îți scoate deodată factură și îți dă exact suma pe care tu trebuie să o plătești, pentru că doar el e șofer la Ecosalubritate, automat, că știe să facă și treaba asta, să măsoare gunoiul din ochi. Da. Articolul spune felul următor: deși este greu de crezut, la Pașcani, șoferul stabilește cantitățile de gunoi, implicit costurile care sunt facturate mai apoi pășcănelor, mai ales agenților economici. Nu în urma unor măsurători cât de cât predictibile, ci în urma unor aprecieri arbitrare făcută cu ochiul liber. Concluzia deprinsă din ședința a Comisiei Economice înainte de ședința Consiliului Local de sâmbătă. Vineri a fost această ședință economică și, mă rog, după o discuție interesantă între consilierul PNL Marius Pintilie și cei de la Ecosalubritatea, cam asta ar fi concluzia, că șoferul de la societatea respectivă măsoară din ochi cantitatea de gunoi pe care dumneavoastră o plătiți. Tot astăzi trebuie să vă mai anunț că este o campanie de prevenire a cancerului la sân, începând cu ora 18 în piața Casei de Cultură. E o campanie desfășurată de Primăria Municipiului Pașcani, în parteneriat cu Asociația Șansa, Biblioteca Municipală, Centrul Local Crinii, Clubul Longho și Asociația de Părinți de la Școala Iordache Cantacuzino. Se vor împărți pliante, se vor discuta cu femeile, se va discuta cu femeile care vor trece prin zona respectivă la momentul acela. Toată treaba se întâmplă între orele 18 și 21 astăzi în piața Casei de Cultură. Dacă sunteți alături de acest eveniment, sunteți invitați să participați într-un număr cât mai mare. Azi vă mai dau o veste bună, așa, ca de 1 octombrie, 5,35 de lei un metru cub de apă de la data de 1 octombrie, practic de astăzi. Pășcănenii vor plăti 5,35 de lei pentru un metru cub de apă și servicii de canalizare. În ședințele economic și juridic de data de vineri au fost discutate două proiecte de hotărâre, care vor ajunge și au ajuns practic vineri pe planul sau pe masa Consiliului Local. Proiectele sunt regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, cel de-al doilea este privirea stabilirea prețurilor pentru serviciile publice de apă potabilă și canalizare.
În susținerea celui de-al doilea proiect, consilierii au pe masă și avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii. Prețurile avizate și care vor putea fi aplicate de către operatorul local sunt de 3,58 de lei metru cub de apă și 1,77 pentru servicii de canalizare cu tot cu TVA. Mă rog, mai sunt și pierderi. Cine și cum împiedicăm aceste pierderi rămâne de văzut, pentru că nu prea doare capul mai pe nimeni de acest lucru. Bun. Da, haideți să sărim un pic și la Iași, pentru că mi s-a părut interesantă situația aceasta. Articolul în sine nu o să vă spună mare lucru. Smiley va concerta pentru bobocii de la Cuza. Smiley, știți, un așa zis artist, nu-l consider că are voce, nu consider că are talent. Dacă aș avea o casă de discuri și m-aș ocupa de muzică, ar fi primul om pe care nu l-aș chema să vină la mine să cânte. În fine, studenții din anul 1 vor avea parte de o primire unică la Universitatea Cuza din Iași în cadrul cel mai mare eveniment de orientare și informare din România. Bun venit la Universitatea Alexandrian Cuza în perioada 29 septembrie-1 octombrie. Bobocii de la Cuza vor trece prin fața copilului, vor fi întâmpinați cu o mapă de bun venit pregătit special pentru ei. Bun, deci s-au băgat o grămadă de bani în prostiile alea de mape pe care, mă rog, nu am primit-o nici eu, nici generațiile dinaintea mea. În fine, se fac tot felul de strategii pentru a atrage cât mai mulți oameni acolo. Bun, într-o discuție zilele trecute cu unul dintre profesorii mei de la Cuza, nu îi voi da numele sub nicio formă, majoritatea, nu neapărat, poate profesorii și-au luat salariile, dar asistenții universitari au, mă rog, rest de salarii de luat de acum 4 luni de zile sau de 5 luni de zile, oamenii nu și-au mai luat salariul. Iar întrebarea este următoarea: băi, de unde au ăștia bani de Smiley și de toate mapele alea, prostiile alea pe care ei le-au băgat banii ăia, și de ce nu sunt bani pentru profesori să-i plătesc? Până la urmă, doar ei prestează acolo, nu Smiley, nu stă Smiley să le predea la ăia finanțe bănci, de exemplu, da? Nu vine Smiley chitara și le explică cum se face un credit sau cum, mă rog, ce Dumnezeu îi mai învață pe acolo, pe la FEA sau, mă rog, la alte facultăți, că sunt foarte multe la Cuza. Da, astfel întrebarea este cât se poate de legitimă. Mă rog, spun, după amiază, duminică după amiază au avut loc simultan în toate cele 15 facultăți întâlniri între boboci și colegii mai mari, în care s-au înscris deja 1000 de boboci și 400 de mentori. Da, mă rog. Astăzi, 1 octombrie, la ora 10, studenții vor participa la deschiderea festivă anului universitar, ce va avea loc în aula Magna Haminescu. Ziua se va încheia cu o petrecere dedicată bobocilor în cantina Titu Maiorescu. Bun. Aici, din nou, un exemplu de la Universitatea Alexandrian Cuza, cum să arunci banii pe geam. Referitor la tineri și la elevi, au avut loc și bursa absolvenților la Pașcani, bursa locurilor de muncă. Sute de locuri de muncă pentru cei care vor cu adevărat să muncească au fost acolo, dar, mă rog, o tânără a căutat un post de cântăreață, de exemplu, ne-a spus nouă, noi am rămas gura căscată când am stat de vorbă cu ea, sau, eventual, fata vrea să facă asistentă. Îi dați seama ce se caută în ziua de astăzi. Da, interes maxim a fost la Bursa Locurilor de Muncă pe 28 septembrie la Casa de Cultură. Aproape 400 de oameni au venit la această întâlnire cu angajatorii. Cea mai mare bătaie a fost pe, după cum spuneam și eu cu săptămâna trecută, cu foarte mult timp înainte de Bursa Locurilor de Muncă, toată lumea va fi călare pe Kaufland și pe ProInvest, pentru că astea două sunt principalele societăți care angajează și care, să zicem că dau și un salar în care se merită să stai la muncă de dimineață până seara. De asemenea, Remar, Terox Pro și Cosarom au fost în căutare de muncitori calificați, în special confecționere, ingineri, sudori sau lăcătuși. Unii dintre absolvenți și-au găsit imediat un job, alții au venit total nepregătiți, fără CV-uri și chef de muncă, pe modelul, băi, dacă tot e amișt afară și e multă lume acolo, azi, deci nu e ce se întâmplă. Deși oferta a fost mai bogată, cât la alte ediții, o parte din participanți au plecat nemulțumiți. De exemplu, o tânără din Pașcani a fost dezamăgită pe motiv că nu și-a găsit un job de cântăreață. Ea ar fi fost mulțumită și cu un post de asistentă medicală, dar nici în acest domeniu nu a găsit un post vacant, deși nu are studiile necesare. Asta este situația. Noi mergem mai departe. Dom'le, dacă vă căutați chirie în Pașcani și nu vreți să dați bani, vreți să stați moca, mergeți la primărie, faceți o cerere la blocurile ANL și nu plătiți vreo, eu știu, 10 ani. Să adune acolo 80 de milioane, 60 de milioane, 40 de milioane, cât mai aveau toți care stau pe la ANL.
Și stați liniștiți, că nu vine nimeni vă dea afară, nu vine nimeni să vă întrebe absolut nimic. Primăria Pașcani nu are nevoie de banii celor de la ANL, că vor fi scutiți de penalități, iar datoriile vor fi eșalonate. Unii dintre ei au datorii de sute de milioane. Aviz favorabil, a fost dat în ședința de, a Comisiei Economice tot de vineri, în condițiile în care reprezentanții administrației locale se plâng peste tot că nu au bani la bugetul local, tot ei îi ajută pe locuitorii din blocurile ANL. Este vorba despre o sumă uriașă, 1.188.803 lei, restanțe pe care primăria propune să fie reeșalonate pe o perioadă de până la 60 de luni. Mai mult, cei care își achită datoriile urmează să fie scutiți de penalități până la 100% în funcție de perioada de plată. În același context, consilierul PDL Emilian Crăciun a solicitat garanții așa încât să cei care beneficiază acum de scutirea penalității să nu aibă acces, mă rog, mai departe. Bun, este și lista dată, eu nu vreau să o prezint, sunt, mă rog, o serie de oameni aici mai importanți ai orașului, o descoperiți dumneavoastră pe ziarulorizont.info. Da, bun, sport, nu se putea fără sport, vă anunț din start, pentru că mă tem după aia să nu mai am timp sau ceva. Mâine dedicăm emisiunea Ora de Sport rugby-ului, vom avea doi invitați, sau cel puțin doi invitați ne-au confirmat deja că vor fi prezenți. Nu vă voi spune despre cine este vorba, vom discuta despre istoria rugby-ului la Pașcani, vom discuta multe, multe alte aspecte legate de acest frumos sport, de ce să ne spunem așa, și, bineînțeles, discuții cu oamenii ce vor veni în emisiune și multe, multe alte surprize, nu vă spun mai mult, vă invit mâine seară de la 19:30 să fiți alături de noi pe TV Beat. O nouă victorie pentru CSM Cosarom, dacă tot am ajuns la capitolul sport, au bătut băieții lui Adrian Chere și vineri cu 2-0, o echipă ce se vedea oarecum preferată din exterior, Ceahlăul Piatra Neamț 2, o echipă cu tineri aduși de la echipa de Liga 1, tineri ce vin de la Ceahlăul Piatra Neamț, echipa de primă ligă. Cu toate acestea, după o primă repriză în care nu prea am văzut fotbal, să vă spun sincer, în partea a doua, probabil că Adrian Chereși a pus mâna pe un bici, a făcut el ceva la pauză, au jucat băieții mult, mult mai bine în partea a doua și au înscris de două ori și ne bucură lucrul acesta, o nouă victorie pentru echipa locală care urcă în clasament destul de binișor. Etapa viitoare, cei de la CSM Cosarom se deplasează la Suceava alături de 40 de suporteri care au câștigat prin bunăvoința sponsorilor și a clubului 40 de invitații, practic 40 de bilete în care vor fi transportați gratuit și vor intra gratuit la meciul de pe Areni de la Suceava în compania celor de la Sporting în această vineri. Bun, vom discuta și despre acest aspect mâine la Ora de Sport. Da, tupeu maxim sau tupeu de șmecher, dacă vreți, campionul amenzilor a cerut să fie scutit de la plata datoriilor. Un bărbat de etnie romă din Pașcani are un cazier fiscal impresionant, a solicitat Consiliul Local zilele trecute scutire de la plata zecilor de amenzi de circulație acumulate în ultimii ani de zile. Vă dați seama, omul tot a adunat amenzi în ultima perioadă și, într-adevăr, la un moment dat s-a gândit, băi, ce-ar fi dacă mă duc eu și le cer ăștia de la Consiliul Local să nu mai plătesc nimic, că doar să mai practică treaba asta pe la Pașcani. Bun, cu tot cu penalități, este vorba despre circa 180 de milioane de lei vechi, bani pe care Samir Cercel a refuzat să-i plătească până în momentul de față. Neobișnuit, sau mă rog, e o cerere care nu prea o întâlnesc cei de la Consiliul Local. Restanțierul solicită să îi fie anulată datoria pe motiv că are un copil bolnav. În realitate, acesta dorește să-și vândă garsoniera, însă nu poate să o facă până nu-și achită datoriile la bugetul local. Bun, cred că v-am lămurit și cu treaba aceasta. Bun. Fostul primar al Pașcaniului a pierdut procesul cu jurnaliștii pășcăneni, de la care a solicitat despăgubiri morale de 20 de miliarde. Fostul primar al Pașcaniului pierde teren pe toate planurile, după ce a obținut un scor rușinos la alegeri locale din vara acestui an, zilele trecute a pierdut și procesul cu ziariștii pășcăneni, pe care i-a dat în judecată pe motiv că au îndrăznit să îl critique. Pe 26 octombrie, instanța civilă de la Tribunalul Iași a respins acțiunea fostului primar, prin care solicita daune morale de 5 miliarde de și 1 leu,
mai multor jurnaliști din Pașcani. A cerut mai multe lucruri respectivul fost primar. Din păcate, pentru el cel puțin, nu i-a ieșit pacența. De data aceasta, jurnaliștii au câștigat. Bine, au mai fost procese în țară între jurnaliști și Moldoviu, tot felul de oameni politici și de afaceri, cum depinde. Au mai câștigat și jurnaliști, au mai câștigat și oamenii respectivi. Nu e un lucru care se întâmple în premieră. Poate de asta era domnul Crăciunescu la cafea, era supărat că a pierdut proces, s-a dus la Palace Mall la cafea. De asta și colegii de la ziarul de Pașcani l-au urmărit. Bine. Da, bun. Tinerii din ziua de astăzi, nu trebuie să ne mândrim cu ei. Un tânăr a reușit să ajungă în comă alcoolică de gradul 2 la spital după ce a chiulit de la școală și a tras o băută serioasă cu băieții. Un elev de la Mihai Busuioc nu a decis că nu trebuie să se ducă la ore și a fost găsit în data de, nici nu mai știu, pe 28 septembrie, a fost găsit în scara de bloc pe la ora 11, inconștient de niște vecini. Am înțeles că a și sărit pe la scandal pe acolo, pe la blocul lui, a mai și bătut cu niște tineri, în fine, astea sunt cu tot și cu tot alte probleme. A fost adus la spitalul municipal în comă de gradul 2, alcoolică, bineînțeles, și au reușit să-l stabilizeze și am înțeles că într-un final s-a simțit mai bine. Doi profesori din Iași meditează elevi gratuit pentru medicină. 25 de elevi de la 6 colegii din municipiul Iași vor beneficia de pregătire gratuită pentru admiterea la Facultatea de Medicină. Totul face parte dintr-un proiect care a fost lansat anul trecut la Colegiul Negruții din Iași. În primul an de proiect, 11 tineri au intrat la medicină după ce au beneficiat de această pregătire gratuită. Da, mai sunt oameni care fac și acest lucru din bunăvoință. Da. Pentru târgoveții care ne urmăresc de la ora aceasta, trebuie să știți că cei de la Bună Ziua Iași sunt supărați pe secretarul de la dumneavoastră de acolo, de la primărie, și anume pe Mihai Tucan. Spune felul următor, un impostor face legea de 10 ani la cea mai importantă instituție din orașul Târgu Frumos. În momentul în care a fost numit în mod abuziv secretar al orașului Târgu Frumos, Mihai Tucan a prezentat doar o diplomă de liceu. Asta în condițiile în care legea prevede clar că secretarii orașelor trebuie să aibă studii superioare. Secretarul comunii orașului și al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului este funcționar public de conducere cu studii superioare juridice sau administrative, se arată în articolul 83 din legea 215/2001. Un impostor și de ce nu un escroc îl fac cei de la Bună Ziua Iași pe Mihai Tucan, care ocupă de ani de zile funcția de secretar la Târgu Frumos, deși a prezentat numai o diplomă de liceu în acest sens. Sunt arătate și documentele aici pe site, dacă o să aveți curiozitatea să intrați să le vedeți. Mă rog, actualul primar al orașului Târgu Frumos nu a putut fi contactat de cei de la Bună Ziua și pentru a-și pune un punct de vedere legat de acest aspect. Cei de la Serviciul Român de Informații au un nou șef, este vorba despre colonel Radu Voroneasa Popa, cel care s-a aflat la comanda seriei Brașov și a fost detașat la Iași în locul lui Nicu Gheorghiu, asta ca o chestie în plus. Da, bine, haideți să trecem și la principalii oameni ai zilei, cei născuți astăzi. Prima bucată, Jimmy Carter, fost președinte al Statelor Unite ale Americii, cunoscut ca Jimmy Carter, născut pe 1 octombrie 1924, politician american, autor de cărți, a fost cel de-al 39-lea președinte al Statelor Unite ale Americii în perioada 1977-1981. Cristian Tudor Popescu este născut astăzi, jurnalistul român, scriitor, antologator, director de ziar, eseist, jurnalist și prozator român. Un om care îl vedem din ce în ce mai des pe la televizor, un om al cărei opinie, am văzut că în ultima perioadă, contează foarte mult în presa din România. Nu mă întrebați de ce, pentru că n-aș putea să vă spun. Da, Valeriu Stoica, născut pe 1 octombrie 1953, politician român, avocat și profesor de drept civil la Facultatea de Drept a Universității București. Tot de 1 octombrie sunt și câteva evenimente la nivel, mă rog, național și mondial. De exemplu, în 1872 s-a creat la București acea Asociație Generală a Lucrătorilor din România.
În 1875, Ion Creangă a debutat în revista Convorbiri Literare cu Soacra cu trei nurori. Ați citit-o cu siguranță sau măcar ați auzit de ea în toți acești ani. Da, bine, în 1924 este adoptarea calendarului gregorian de către Biserica Ortodoxă din România și dacă mai doriți, în 2009 miniștrii PSD și-au depus demisiile la cabinetul premierului Emil Boc, iar primul ministru a anunțat interimarii PDL pentru ministerele părăsite de cei de la PSD. Vă amintiți cu siguranță toată această poveste. Da, încheiem pixelul albastru pe asta spunându-vă că tot astăzi în calendarul ortodox este acoperământul Maicii Domnului. Vă așteptăm și mâine, discutăm din nou presa locală, presa județeană și presa națională. Până atunci rămâneți alături de emisiunile TV Beat, rămâneți alături de ziarul Orizont.info pentru cele mai importante informații și mai proaspete ale zilei. Ne revedem mâine, gânduri bune!